Evanghelia după Luca, de la capitolul 23, versetele de la 44 până la sfârșitul capitolului. Este vorba despre moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: Cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliște de aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la ceea ce se petrecea. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, un om blum și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in, l-au pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el. S-au întors și au pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege. Amin. Amin.